Astăzi Costin a dus-o pe Isa la școală pentru că pleca într-o mini-excursie, mini-tabără până vineri cu școala și pentru că a ajuns mai devreme la servici, a reușit să imortalizeze acest frumos răsărit de soare pe care am zis să-l împărtășim și cu voi. Sperăm să vă placă! Sunt singură la birou, așa că profit de ocazie să vă arăt ce triveliște am. Aici, în depărtare, se vede autostrada. De jur împrejur mai sunt alte blocuri de birouri, în principal. După cum vedeți, și astăzi este o zi foarte frumoasă, senină. Și de obicei când iarna e așa, înseamnă că este și foarte frig afară, ceea ce se întâmplă și astăzi. Dimineața se resimțeau minus 20 de grade. De altfel, și acum sunt minus 12 și se resimt minus 20, dar măcar e soare și frumos.